Bună seara, sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. Suntem în data de 19 decembrie, suntem și în plină campanie RFI România. Ce am făcut în ultimii 30 de ani? Tema emisiunii din această seară este legată de această campanie și de o carte care de-abia a apărut. Avem aici în studio primele exemplare aduse chiar acum într-un rucsac de la tipografie. Cartea se intitulează Trăgători și mistificatori, contra Revoluția Securității în decembrie 1989. Apare la editura Polirom și este semnată de Andrei Ursu, Roland Thomason, în colaborare cu Mădălin Hodor. Doi dintre autorii acestei cărți sunt aici împreună cu noi în această seară și vom vorbi despre această carte și despre ce aduce nouă această carte în această mare cantitate de literatură care s-a scris despre Revoluția din 1989. Așadar, în studioul RFI se află domnul Andrei Ursu, inginer în Statele Unite și cercetător asociat la CNSAS. Bună ziua, bine ați venit pentru prima dată, domnule Ursu, la RFI. Bună seara, vă mulțumesc. Vă mulțumesc mult că sunteți cu noi. Tot de pe coperta cărții este prezent istoricul Mădălin Hodor, nu pentru prima dată la noi. Bun venit! Bine v-am găsit! Alături de noi se află și istoricul Adrian Niculescu. Bună seara! Bun venit! Mulțumesc frumos pentru invitație. Sunt deosebit de onorat în această campanie. Așadar, vorbim despre contra-revoluția securității. Este un termen care apare așa mai nou în toată această discuție despre 1989 decembrie, contra-revoluția. Domnule Mădălin Hodor, de ce apare acest cuvânt? Ce vreți să spuneți cu asta? Vrem să spunem că așa cum a existat o revoluție română, începută la Timișoara și apoi la București, a existat și o contrarevoluție, pentru că în general vorbind despre Revoluția Română avem această imagine a acelei mișcări populare care ulterior a ajuns la București, fuga lui Ceaușescu și apoi ce a urmat după data de 22. Avem o perspectivă în această liniară a entuziasmului popular care l-a înlăturat regimului Ceaușescu, dar uităm că regimul lui Ceaușescu nu a fost doar Nicolae Ceaușescu. Regimul lui Ceaușescu era reprezentat de aparatul de partid, de securitate, armată și restul instituțiilor care au funcționat până în 22 decembrie sub comanda lui directă și care au rămas pe loc. Și mulți dintre oamenii din acest sistem nu erau deloc mulțumiți de revoluție, adică erau unii care nu vroiau să se întâmple Revoluția Română sau, mai bine zis, nu doreau ca acele mesaje, acele platforme, program care existau deja chiar și în ziua de 22, pentru că știm că la Timișoara deja se elaboraseră anumite proiecte în aceste platforme de reforme, alegeri libere și așa mai departe, ei, oamenii ăștia nu doreau ca lucrurile alea să se întâmple, chiar dacă formal îi avem pe toți declamând în apariții la televiziunea liberă sau în balconul Comitetului Central. În după-amiaza de 22, toți spun suntem cu revoluția, suntem gata cu poporul, dar în realitate... Adică ei doreau doar așa niște schimbări de fațadă? Da, până unde? Da, ei până unde doreau până la înlocuirea lui Nicolae Ceaușescu, punct. Asta își doreau, da. Deci majoritatea celor care erau din sistem, deci nu vorbesc de revoluționarii din stradă, de populația care dorea o schimbare radicală a regimului, care nu mai dorea comunism, care nu mai dorea libertate, vroiau alegeri libere, toate lucrurile astea. Oamenii ăștia care supraviețuiseră de lui Nicolae Ceaușescu, pentru că Nicolae Ceaușescu plecase din sediul Comitetului Central, ei nu vroiau lucrurile astea, ei vroiau doar înlocuirea lui Nicolae Ceaușescu cu un alt lider. Și atunci au acționat în sensul unei contrarevoluției, domnule Andrei Ursu. Da, aș vrea să clarific când vroiau și când nu vroiau. Securitatea, instrumentul principal de represiune al lui Nicolae Ceaușescu, a fost extrem de loială
lui Ceaușescu. În această carte noi documentăm agendele de lucru ale șefilor securității, ordinele, rapoartele, planurile de măsuri. Toate aceste documentații de la CNSAS arată că securitatea nu a vrut până în ultimul moment să-l înlocuiască pe Nicolae Ceaușescu. Dacă a vrut ceva, a fost doar ulterior, după 22, când și-a dat seama că partida e pierdută și a vrut să aibă un nou guvern pliant. În orice caz, să nu aibă revoluționari pe străzi și mai ales să nu le intre în unitățile securității, să nu le iau dosarele. Au dorit să-și asigure impunitatea, să se infiltreze în noile structuri și în felul ăsta să-și păstreze puterea. Până în acel moment, până la ora 12 și în realitate chiar ulterior, o parte a securității și chiar șefii au lucrat la două, au jucat la două capete. Vroiau pentru o vreme să-l aducă înapoi pe Ceaușescu din cauza că Ceaușescu le asigura puterea. Au fost foarte puternici în timpul lui Ceaușescu. Poporul acesta a fost îngenunchiat de securitate datorită fricii pe care o insufla. Citind documentele de la CNSAS, toate dosarele pe care le avem la dispoziție, rezultă că erau extrem de loiali de la vârf până la toate cadrele USLA, Direcția 5-a, Direcțiile 1 și 2 de informații operative și până la Direcția Filaj. Acel sistem, dictatura și cultul personalității pe care îl întrețineau, securitatea le întreținea, securitatea cunoștea nemulțumirea populară. Aici e o discuție. O cunoștea și Ceaușescu? Aici facem o anumită analiză în această carte în care ne punem problema în ce măsură o cunoștea. Am numit în această carte această stare de ambiguitate cu privire la cunoașterea opoziției de către Ceaușescu, un fel de tabu totalitar. O stare schizofrenică, într-un fel. Ceaușescu nu trebuia să știe că este urât de popor. El era cel mai iubit fiu. Pe aceasta se baza cultul personalității al dictatorului Ceaușescu. Securitatea i-a întreținut acest cult, fiindcă altfel pierdeau puterea, erau zburați dacă transmiteau mesajul că există o opoziție care îl urăște. Era un tip coleric, era obsedat de propria putere, avea un anumit grad de paranoia cu privire la pericolele la care ar fi fost supus din exterior. Deci nu se putea vorbi despre opoziție și despre nemulțumirea populară decât în termeni de agitație din exterior. Ceaușescu nu accepta ideea. Nu există ideea. Elemente nemulțumiri interne. Nu, asta e absolut și observăm în toate documentele, în rapoartele, în analiza intrărilor, ieșirilor la Ceaușescu, la Iulian Vlad era omul de casă al Ceaușescu, șeful securității intra foarte des, cel mai des, mai mult și decât ministrul de interne, cu atât mai mult față de Milea, ministrul apărării, intra foarte rar la Ceaușescu. Iulian Vlad era tot timpul și mai ales era pe telefon cu Ceaușescu. Vedem asta, cum ne-am dat seama? Că era pe telefon foarte des. Din cauza că el venea înapoi la direcțiile securității și le transmitea noile ordine. În perioada Revoluției, începând de pe 16, bine, a început pe 15 scânteia cu adevărat în jurul pastorului Tocheș, dar pe 16 și-au dat seama de pericolul din cauza că se coagulase o resistență în oriașii acestui pastor, care a fost primul element de coagulare a unui grup și care după aia a catalizat și alții din Biserica Română Reformată, care s-a aliat imediat. A fost o minunată, i-aș spune, solidaritate interetnică și interreligioasă la Timișoara, care a fost o cheie a pornirii, a propagării scânteii inițiale. Securitatea a știut de toate acestea și la un moment dat, bineînțeles, au știut Ceaușescu, au știut cei din anturajul lui, Ion Coman, restul CPX-ului și au început imediat să transmită, să se ia rapoartele, iertați-o, pe care le-am văzut, au fost publicate,
către el se spunea, există niște grupuri de agitatori, sigur din afară inspirate, exact. Iar marea masa a populației este indignată și cere măsuri ferme de restabilire a ordinii. Exact. Asta îi se spunea lui Ceaușescu. Asta îi se spunea lui Ceaușescu, iar Iulian Vlad, ca să se justifice față de Ceaușescu și să susțină această idee pe care el însuși nu o credea, asta avem date că nu credea cu adevărat că sunt străini, fiindcă ei cunoșteau intrările, ieșirile în țară, cunoșteau, aveau, securitatea avea un aparat informativ foarte puternic și urmăreau străinii, mașinile care intrau la graniță erau înregistrate, numărul mașinilor erau înregistrate, în câteva ore ajungeau în baza de date a securității la CID și erau urmăriți prin țară, din loc în loc, de unde ajungeau la diverse posturi, securitatea continua să raporteze mașina cu tare a ajuns acolo. Era foarte bine pus la punct aparatul. Și atunci, domnule Ursu, cum e povestea aceea cu numeroase mașini Lada intrate în România, domnului Cunescu? Asta e o, este o dezinformare a securității, care a încercat să acrediteze această idee că revoluția și represiunea de după 22 ar fi fost opera unor turiști sovietici caghebiști care veneau cu lade albe în convoier. În realitate, oamenii ăștia n-aveau nicio treabă nici cu revoluția, nici cu armele, nici cu KGB-ul. Este adevărat însă că era o circulație de afaceriști ruși. Gorbaciov, dar să nu uităm, era perestroica glasnostul. Bișnițar, nu afaceriști. Trafic, mic trafic de era frontier. Era micul trafic. Micul trafic. Fiindcă ei aveau pașapoarte momentan. Care veneau, și mergeau în Iugoslavia. Să spunem mai clar ce făceau. Veneau câte patru pe o ladă și se înturceau cu patru lade. Din cauza că le dăduse Ceaușescu liber să facă acest comerț. Gorbaciov. Gorbaciov. Dăduse la pașapoarte. Și puteau trece prin România când doreau. Puteau trece prin România, bineînțeles. Nu era o problemă. Și mergeau în Iugoslavia ca să cumpere produse occidentale. Cei care aveau bani făceau cu lade, cei care nu făceau cu Vegeta și cu alte produse pe care nu le găseau. Occidentale, din la blugi, ceas cu coarz, casetofon, din la Iugoslavia. Da, domnule Hodor, vă rog. Ăsta al turiștilor, așa zișilor turiști sovietici, este lămurit chiar de Nicolae Ceaușescu. În teleconferința din data de 17 decembrie, pe care o ține după ce are loc acel CPEX în care se decide, obține girul membrilor Comitetului Central pentru Intervenția la Timișoara, la o oră după, Nicolae Ceaușescu ține o teleconferință cu toți primii secretari din județe. Și în teleconferința respectivă, Nicolae Ceaușescu spune explicit, se suspendă micul trafic. Aia. Deci despre asta era vorba. Deci știa care e cauza. Da, nu numai dar că bine, știa poate care el cauza. Spunea că în spatele acestui mic trafic se ascund... Bineînțeles, dar eu vreau să spun că asta era o chestiune, Ceaușescu știa, pentru că asta se întâmpla periodic în luna decembrie, această fluctuație de trafic, acest mic trafic care se făcea cu Iugoslavia era o chestie care se știa și din Iugoslavia spre România și din Uniunea Sovietică spre Iugoslavia și așa mai departe. Deci Ceaușescu despre asta vorbește, spune, se suspendă micul trafic. Dar iartă-mă, cred că e vorba de suspendarea micului trafic al românilor, că și românii cu această unitate prepusta aveau dreptul la Reșița, la toate zonele de Turnul Severin, să meargă în Iugoslavia. Aia s-a suspendat. Pe când aia de care vorbim noi sunt bișnițari, mic trafic între ghilimele, sovietici, cetățeni sovietici cu pașapoarte în ultimii 2 ani, că dăduse prin 87-88 pașapoarte la liber și care mergeau în Iugoslavia să-și cumpere ceas cu coar și blugi produse occidentale. Sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. Discutăm în această seară, 19 decembrie, despre o apariție editorială de ultimă oră. Avem cartea aici, este proaspătă, de la editura Polirom. Trăgător și mistificator, contrarevoluția securității în decembrie 89. Autori Andrei Ursu, Roland Thomason, în colaborare cu Madeline Hodor. Andrei Ursu și Madeline Hodor sunt aici alături de noi, alături de istoricul Adrian Niculescu, autorii îi avem așadar. Domnilor, în cartea dumneavoastră care își propune să demistifice rolul securității în acea perioadă, sigur vorbiți despre rolul acestei instituții în diferite perioade ale Revoluției. Propun mai întâi de toate
să ne axăm pe zilele de dinainte de 22 decembrie, după aceea trecem și la 22, dar poate mai întâi să-mi explicați și contribuția istoricului cercetătorului american Roland Thomason, care este pe copertă. Și după aceea vorbim și despre ce s-a întâmplat înainte de 22. Roland este o autoritate în materie, a studiat Revoluția Română timp de 25 de ani și a făcut un doctorat pe această temă la Universitatea Indiana și ne-a ajutat foarte mult cu documentele pe care le-a adunat încă din anii 90, mărturii, articole de ziar, tot ce s-a scris despre Revoluție în toți acești 30 de ani, el le-a adunat. Ceea ce este important este de arătat că acest concept de contrarevoluție de fapt nu este chiar nou, cum ați menționat. Poate părea nou tocmai din cauza acestei picături chinezești a dezinformării securității care ne-a lovit timp de 30 de ani, practic, de la început, au încercat să acopere propriile crime și să creeze o imagine diferită despre revoluție complet ireală. Însă în 90, în decembrie, pe 22 decembrie, să nu uităm, revoluționarii au strigat jos securitatea, ei știau cine i-au asuprit. Poporul român știa de unde era cine generase frica. Era și fără comuniști. Nici, să fim foarte, să ne aducem aminte că în acel moment poporului român nu era frică de fapt de Ceaușescu. Ceaușescu nu putea să ne împuște pe toți dacă ieșeam în stradă și strigam jos Ceaușescu. Nu ne era frică nici măcar de Partidul Comunist. Erau 4 milioane de membri în Partidul Comunist Român, cel mai mare procentaj cotizanți. Bineînțeles că erau oameni care intraseră pe cotizanți. Între care 90% nici nu credeau ca să fie clar. Nu, dormeau în ședințe, spuneau bancuri cu Ceaușescu, bineînțeles că nu credea nimeni. Păi și dogma socialistă, dogma comunistă erau de o bagiocură în acei ani. Ceaușescu însuși denaturase cu adevărat ideea de o transformație într-un național comunist. Da. Asta a spus și Ion Iliescu atunci. Păi a spus adevărul. Asta a spus și el. Paradoxal e corect. Pe de altă parte, nimeni nu mișca în front, ne aducem aminte. Îl disprețuiam, îl uram, ne băteam joc de el, știam că duce țara de râpă și simțeam pe pielea noastră frigul, penuria, lipsa de alimente, teroarea efectiv la care ne supunea prin motive economice. Noi doi din exil, să trebuie specificat. Noi doi din exil. Dar, pe de altă parte, nu mișca nimeni în front. Îl aplaudam pe traseu, să ne aducem aminte, o rușine. Era frica de securitate. Era frica de securitate, de omul și pomul, de cei care stăteau în trenciurile alea pe traseu. Îi vedeai. Costumașele. Și era groaza populației. Din cauza asta am avut și o poziție redusă față de alte țări, tocmai din cauza că securitatea a avut o putere mai mare decât în alte țări. În România, un aparat de informatori, o mulțime de informatori mult mai mare procentual, iarăși avem estimatele cercetătorilor, a 400.000 de informatori, ofițerii de securitate, trupele de securitate, tehnica operativă. Investițiile pe care le-au avut pentru dotarea tehnică a securității au fost disproporționate. Țara o ducea, cum o ducea, era o sărăcie lucie, însă securitatea avea arme de proveniență NATO, de proveniență occidentală. Tot arsenalul NATO exista și asta am descoperit și arătăm în această carte, se afla în posesia securității, în trupele speciale, rețeaua care urma să îl aducă la putere pe Ceaușescu dacă urma să piardă puterea, erau arme de luptă de gherilă specializate, care nu existau în dotarea armatei, gloanțe speciale, de asemenea cu pușcă, cu lunete, cu laser, cu vedere pe timp de noapte, lucru care nu exista în armata română decât sub forma unor instalații mari, complicate în unitățile militare, că nu puteau să se deplaseze cu ele în afara unității. Iartă-mă, de-aia detractorii Revoluției au spus, păi astea nu sunt armele armatei române, iată intervenția occidentală, atâi culmea culmilor, iată intervenția occidentală, iată unguri, iată americanii. Aici dar această tehnică aparține a securității. Erau ale securității. Acum dovedim, aș spune, în premieră. Colosal.
datorită colegilor de la CNSS, Mădălin, bineînțeles, ne-a ajutat aici și am descoperit procesele verbale de predare, primire a rearmamentului securității de după 22 decembrie și să fie clar, nu au fost dezarmați pe 22, ci abia pe 4 ianuarie. Și asta au fost predate armele. Asta arată dumneavoastră cu documente? Da, cu documente, trebuie, da. Procese verbale de predare, primire de la diverse unități, toate unitățile sunt și acolo. Și se trăseseră cartușe, că asta se scrie în aceste procese verbale. Exact. Și am descoperit cu această ocazie, tot așa în premieră, arătăm dovada că s-au tras numai la unitatea de filaj, care nici măcar nu era cea mai importantă, era cele mai mari, USLA, Direcția 5, SMB-ul, trupele de securitate comando, USLAC, antiteroristă de comando, toate acestea erau mai importante decât filaj. Ei bine, filajul, numai acolo s-au tras 16.500 de gloanțe între 20 decembrie și 1 ianuarie. Domnule Andrei Ursu, iată, arătați aceste lucruri, veniți cu documente în carte. Vorbim așadar și despre rolul instituției înainte de 22 decembrie și începeți, domnule Mădălin Hodor, încă de la momentul Iași, înainte de 14 decembrie, când acolo, și asta se știe documentat, s-a încercat primul protest, o revoluție nu moartă în fașă. Domnul Niculescu, aici împreună cu noi, care este specialist și în 1848, cam așa s-a întâmplat și cu revoluția, nu din 1848, dar nu m-am gândit, da, a fost înăbușită să ne concentrăm pe chestiile de atunci. Asta e o întâmplare. Ce a făcut securitatea conform documentelor pe care le-ați descoperit dumneavoastră? Ce a făcut în această perioadă? Deci spunem 14 și până în după amiaza zilei de 22, când Ceaușescu a fugit. Lucrurile la Iași, de exemplu, au început mult mai devreme decât data de 14 decembrie. Ele au început, dacă vreți, încă din 1986-87, când un grup de intelectuali din Iași, asociați cu persoane care lucrau pe platforma industrială a combinatului de utilaj greu, au început să se strângă, la început într-un cerc literar, apoi pur și simplu discutând posibilitatea asta de a crea o platformă, o entitate politică pe care au și denumit-o Front Popular, așa s-a numit Frontul Popular, care să, practic, să facă ceea ce ei vedeau că se întâmplă în restul țărilor din Estul. Era Moldova. Numele este din Moldova, Front Popular. Da, existau fronturi populare. Da, Basarabia, a fost mișcarea intelectualilor din Basarabia s-a numit Frontul, da, Popular. Ei s-au inspirat. Nu probabil. Toată lumea privea la televizor, da, televiziunea din Chișinău pe vremea aceea. În ultimii 2-3 ani deveni să apropie o televiziune liberă. Exact cum spune Adrian Niculescu, deci oamenii vedeau ce se întâmplă pur și simplu în jurul nostru și chestiunea cu probabilitatea nu e probabil, este chiar sigur că ei au spus. Ne-am inspirat din participanții, vreau să spun, dar ne-am inspirat. Da, mișcarea intelectuală din Basarabia. Am văzut mișcarea intelectuală din Basarabia, tot în contextul, să fie clar, să înțelegem, în contextul glasnost și perestroica. Aceste schimbări se întâmplau în țările din jurul nostru, în România nu se întâmplau, Nicolae Ceaușescu tocmai spunea că nu o să se întâmple niciodată așa ceva, deci el era în decembrie 89 exact pe era pe contrasensul istoriei, da? Deci și în vreme ce toată lumea liberaliza... Va fi răchita pere și nu știu ce micșunele, și la începutul anului școlar. Va face plocul pere și richita, așa spunea, richita micșunele. Iertați-mă, am văzut. Această mișcare începută din anii 86-87 era monitorizată de securitate, adică ei aveau informații, informatori, îi ascultau, le interceptau telefoanele, aveau dosare de urmărire asupra acestor persoane, acestor membri ai grupului inițial de inițiativă. Astfel încât în momentul în care ei au venit în 10 decembrie cu ideea să facă această adunare în piața centrală din Iași, că asta era preconizat, să strângă mulțime în piață și acolo să fie un meeting liber în care ei să creeze și, adică să facă și o platformă politică și să ceară
cam ce au cerut ulterior cei de la Timișoara și de la București. Ei, deci pentru securitate la Iași, lucrurile au fost foarte clare și știute din timp. De aceea au putut să ia niște măsuri foarte concrete în ceea ce privește oprirea acestei inițiative. Și anume, avem dovezi și le-am pus și în carte. Una dintre ele, doar ca să exemplificăm, să înțelegem ce anume a făcut securitatea. Iulian Vlad, în data de 10 decembrie, o mică paranteză, deci în Iași atunci, în 14 decembrie, în piață au apărut niște enigmatici sportivi. Training. În training pe care o să-i întâlnim ulterior și în alte contexte din zilele Revoluției. Ei, ăștia prima oară au apărut la Iași. Și cine erau ei? La Ministerul de Interne exista o competiție sportivă care se numea Dinamoviada, care era destinată exclusiv membrilor cluburilor Ministerului de Interne. Erau cluburi Dinamo prin mai multe. Exact, exact. Exclusiv. Deci nu putea să participe un sportiv, nu știu, de la Steaua sau din altă parte. Deci erau ai lor de la Ministerul de Interne. Ei, competițiile astea ale Dinamoviadei se stabilau în fiecare an, la începutul anului. În luna ianuarie, Ministrul de Interne dădea grila de organizare și erau competiții, scrimă, șah, judo, așa mai departe. Ei, în anul 1989, și avem documente, în luna februarie, Unitatea Specială de Luptă Antiteroristă este programată să aibă Dinamoviada de judo, la care ei participau cu o echipă, la Oradea, în data de 10 decembrie. Și pe 10 decembrie primesc ordin, da? Se schimbă Dinamoviada, se schimbă locația Dinamoviadei, de la Oradea la Iași. Și echipa de judo a USLA se duce la Iași în 14 decembrie, când se știa că urmează să se întâmple. Deci, clar, este absolut evident ce s-a întâmplat. Iar ei au ajuns în stradă, da, să apere. Ei au ajuns în stradă la Iași, deci n-au putut să acționeze pentru că nu prea lumea, cei organizatorii, vreau să spun, inițiatorii pe care securitatea îi știa și aici iarăși o discută pentru că cei de acum supraviețuitorii de la Iași încă după 30 de ani discută. Maria Spiridon. Da, și discută încă domnule, cine ne-a trădat atunci, acum a aflat securitatea că noi urmează să facem chestiunea, pentru că pe ei au arestat din fabrică. Adică oamenii s-au dus dimineața la muncă și au venit ofițerii de securitate și au arestat de acolo și au dus la securitate. De ce? Inițiatorii Vicol, Casian și ceilalți au fost luați de securitate și duși și avem... Există dovezi, adică există registru cu arestarea. Deci sunt trecuți în registru serviciului penal de la securitate, sunt trecuți acolo în data și au fost arestați. Deci e o dovadă certă, nu să vorbim doar de mărturiile lor, care se spune că, domnule, au exagerat ei sau poate n-a fost așa. Oficial au fost arestați. Deci și altă explicație pentru a fi arestați în zilele alea nu există. Oficial ne stă bine. Ca să închei chestiunea cu Iași, asta a făcut securitatea la Iași. Securitatea a știut exact, Iulian Vlad a știut, a putut să-și pună și dispozitivele, a putut să aducă și sportivii, în ghilimele, de la USLA, pe care i-a cazat în hotelul central din Iași, că există oameni, au văzut acolo, sunt mărturii că ăștia au stat acolo, au fost cazați. În fața statuii lui Unirea, chiar în Piața Unirii. Da, au fost cazați acolo și când lumea a început să, practic, când au ajuns oamenii care aflaseră despre inițiativă și doreau să participe și ei, pentru că inițial oamenii ăștia se gândiseră că o să aducă muncitori din fabrică, adică ei o să meargă în fabricile unde lucrează, o să aducă muncitori și o să aducă muncitori. Cam ce s-a întâmplat la Timișoara câteva zile mai târziu. Și o să aducă muncitori în piață și atunci lumea se va coaliza, pentru că va căpăta curaj, își vor depăși frica aia de securitate și se vor strânge acolo în piață. Ei, nu s-a mai strâns nimeni pentru că ei au fost arestați, iar oamenii puțini care au ajuns în piață să vadă ce se întâmplă, au văzut deja dispozitivele, erau instalate deja, erau scutiere, erau pompieri, erau trupele de securitate acolo, erau sportivii lui Iulian Vlad, era toată lumea, deci și-au dat seama că
Da, asta s-a întâmplat la Iași, au știut dinainte, au acționat, dar domnule Andrei Ursu, mai departe apare Timișoara cu toată povestea pe care o știm. Ce a făcut securitatea în acele zile? Pentru că s-a spus armata a tras, securitatea nu... Care a fost rolul securității? Aici este iarăși o componentă majoră a dezinformării securității din toți acești ani. În realitate, la Timișoara, securitatea a avut rolul principal, primordial în represiune. Chiar făcând o legătură cu Iași, în dosarele pe care le-am studiat și pe care le-am analizat în această carte, există rapoartea lui Vlad și încurajarea față de în legătură cu Timișoara să se folosească aceleași metode ca la Iași, adică dădea exemplu ce bine s-a acționat la Iași și de ce nu s-a acționat, îi trăgeau la răspundere pe securitatea locală de la Timișoara, de ce n-au acționat ca la Iași. De asemenea, le recomanda de ce, că trebuie să acționeze ca la Brașov, conform în 87. În 87, conform ordinului 2600, că și acolo s-a făcut bine până la urmă, că i-au arestat pe toți, i-au băgat în arest, la închisoare, după aia i-au strămutat, a fost toată represiunea sângeroasă, de fapt, și la Brașov au fost bătuți oamenii sălbatic, femei, toți au fost torturați în închisoare în acea perioadă. Revenind la Timișoara, au scăpat din mână. De ce? Ei ar fi făcut exact același lucru. Ar fi înăbușit-o dacă nu exista această scânteie și această tenacitate a, cum am spus, enoriașilor inițial ai pastorului Tocheș, care au coagulat și a existat o solidaritate cu reformații din Biserica Română. Și Română. Cu oamenii care așteptau tramvaiul în promoroacă, în frig, la distanță de 20 de pe metri. Pe 16 de la 100 de 100 de participanți, pe 16 deja au sărit la 2000, din cauza că timișorenii au avut și o tradiție de solidaritate, cum am spus, interetnică, interreligioasă, și a existat această tenacitate, oamenii n-au plecat de acolo. Securitatea au încercat să intervină, au încercat să-i aresteze, au bătut, au arestat pe 16 deja sute de demonstranți, au încercat să-i i-a filmat în anchetă, i-au bătut sălbatic. De ce? Fiindcă Ceaușescu vrea să afle și Vlad trebuia să-i raporteze că era vorba de unguri, renentiștii unguri. Dar, iertați-mă, am văzut documente făcute de securitate trimise la București, în care dădeau și componența socială și etnică a celor arestați. Și acolo se vedea că, de fapt, ea cam corespundea cu componența socială și etnică a orașului. Exact. Majoritatea erau muncitori. Da. Deci nu erau elemente declasate cum burghezi. Burghezi, nu, majoritatea erau muncitori de la întreprinderile din oraș. Da, da, da. Majoritatea erau români. Absolut. Deci, da, și erau mulți studenți. Cam se suprapunea cu componența orașului și care se dădeau de ceasul morții, că nu găseau ungurii, nu găseau identiști, nu găseau străini. Nu, erau într-o minoritate, așa cum erau și oameni. Erau minoritate care era normal să fie conform procentului din populație. Și au fost forțați să raporteze. Nu îi găsim pe ăștia, nu îi găsim, că nu aveau ce face. Deci teza asta inspirația din străinătate nu ținea, evident că n-a ținut. Chiar nici în documentele lor. Nici în documentele lor, și le analizăm iarăși în carte. E foarte interesant că lui Vlad îi raportau acest lucru. Nu am găsit agenții aveți străini. Aveți documente care arată asta? Avem, sunt acolo. Sunt agende de lucru, rapoarte, declarații de martori, chiar declarațiile securiștilor în decembrie 89-90, când le erau frică, unii erau arestați, unii erau în proces. N-aveau ce să facă atunci, că nu puteau susține cu probe că erau unguri, că erau ruși. Era revoluția care câștigase. Era în clipa aia, armata trecuse de partea revoluției și îi închetau. Ei n-aveau cum să producă niște probe false. În afară și aici vă întreb, domnule Ursu, domnule Hodor, în afară de cei arestați, anchetați, bătuți și așa mai departe, au existat victime prin împușcare în stradă atunci când s-a tras în oameni, s-a tras și din armele securității, mă refer Timișoara, București, Cluj și alte orașe. Absolut. Deci am făcut o analiză foarte atentă a acestor mărturii ale victimelor, rudelor victimelor,
revoluționarii din stradă, armata, securitatea. Avem un material probator analizat foarte bogat. De asemenea, concluziile anchetelor din procesul Timișoara, lotul Timișoara 24+1 sau 25, din care rezultă că rolul principal pentru victimele de la Timișoara a fost al securității. Din cei peste 90 de morți ai Timișoarei, și trebuie să fac aici o precizare, să ne gândim puțin ce a însemnat 90 de morți la Timișoara. A fost o tragedie enormă, bineînțeles, dar au fost 100.000 de timișoreni în stradă, față în față cu zeci de mii de soldați ai armatei române, cu tancuri, taburi, aruncătoare de grenadă. Anumite unități militare, avem martori care spun din unitățile militare de artilerie grea, în urma ordinelor criminale ale lui Ceaușescu, da, au scos și obuzierele din remiză. Ei bine, nu au fost atât de multe victime cum s-ar fi putut întâmpla dacă armata cu adevărat trăgea. Armata, avem nenumărate probe, sute de mărturii care spune că martorii spun că soldații le-au fost frică, nu au îndrăznit să tragă, puteau să fie frații lor, puteau să fie familiile lor. Să nu uităm, erau armată populară. Soldații erau ca și dumneavoastră, ca și mine, am fost soldați în termen. Populară înseamnă deconscripție universală, ca să înțelegem bine, nu armată comunistă. Deconscripție, toată lumea, sigur, toată lumea trecea prin armată. Deci, era clar. Securitatea știa acest lucru, le era frică. Lui Ceaușescu i-a fost frică într-un fel de armată, fiindcă nu prezenta aceeași loialitate față de regimul său. Nu se putea baza pe ei, nu erau conspirați, nu erau garantat că vor lupta pentru regimul său. Exista în permanență, în anii 80 mai ales, vorbeam de lupta de rezistență pe teritoriul vremelnic ocupat. În principal era vorba de rolul securității în această luptă, din cauza că Ceaușescu se temea ca armata să preia puterea la un moment dat. Sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi pe ultimii metri ai emisiunii din această seară, în care avem ca invitați pe Andrei Ursu, Mădălin Hodor, autorii ai cărții Trăgător și Mistificator, Contra-Revoluția Securității în decembrie 1989. Istoricul Adrian Niculescu este împreună cu noi. Vorbim așadar despre această doctrină de apărare a României, războiul întregului popor, rezistența pe teritoriul vremelnic ocupat, era o doctrină cunoscută în epocă despre care se vorbea. Lupta întregului popor. Ca nevul mediu, deci, la Țepeș. Spuneți în cartea dumneavoastră că securitatea avea un rol esențial în aplicarea acestei doctrine, că la un moment dat a considerat că această mișcare din tot ce s-a întâmplat în decembrie 89 reprezenta acel episod al ocupării României de către o forță străină, că nu putea veni din afară, și ei urmau să acționeze. Cam asta demonstrați, asta spuneți în carte. Și iată, unele dintre metode pe care le enumerați în carte sunt atacuri de durată scurtă și violente, concentrate asupra unor obiective de mare importanță, independente, duse în condițiile lipsei unor vecini apropiați și a sprijinului altor forțe militare, cu forțe relativ puțin numeroase, dezinformarea inamicului prin căi și mijloace diversificate, respectiv prin presă, radio, televiziune, agenți, introducerea unor cadre acoperite în administrația instalată temporar de inamic. Păi, seamănă cu ce s-a întâmplat în zilele care au urmat lui 22. Este exact ce s-a întâmplat după 22. Deci astea erau documentele lor de lucru. Sunt documentele lor pe care le-am descoperit. Iarăși Mădălin ne-a ajutat mult cu identificarea acestor documente și după aia le-am analizat unul câte unul. Sunt foarte explicit. Această descriere a luptei de rezistență, care este exact ce s-a întâmplat după 22, în realitate este descrisă chiar pe 18 decembrie, revenim puțin la Timișoara, securitatea intrase în panică, pe 17 s-a tras, cei mai mulți au tras securiști, avem
cum spuneam, foarte multe documente mărturii, că au tras din dacii, din mașini Aro, din blocuri, de pe terase, lunetiști. Da, cum spuneți că armata nu prea... Armata nu a prea tras și n-a prea făcut victime. Cei care au tras din cadrul dispozitivelor de armată, iarăși conform mărturilor, erau de fapt niște securiști deghizați în militari, care au fost identificați că, de ce, aveau 30, 35, 40 de ani, nu arătau ca militari în termen, și care trăgeau ca să le dea curaj soldaților. Soldații săraci aveau niște mărturii cutremurătoare. Se gândeau că poate să își ucidă familia în principiu și nu trăgeau în aer, trăgeau în pământ, uneori trăgând în pământ, goalanțele ricoșau și se mai răneau câte pe cineva, însă atunci când trăgeau securiștii, cu arme cu lunete, cum am spus, sau mult mai bine antrenați, ucideau pe loc, în frunte, în organe vitale, în piept. Victimele au fost cele mai multe din partea securității și anume între 60 și 75 de morți ai Timișoarei au fost produși de organele de securitate conform unor statistici pe care am încercat și noi să le confirmăm, dar provin în principal de la anchetatorul inițial, procurorul militar Dan Ioan, căruia iarăși i-am mulțumit și în carte, din cauza că a scos la lumină o bucăție de mărturii care altfel au fost ignorate de procurorii militari în toți acești ani. Domnule Hodor, pentru că mai avem 2-3 minute, diversiunea care a urmat după tot ce s-a întâmplat, cum o explicați prin prisma cercetărilor dumneavoastră? Cred că putem să vorbim. Vedeți, noi am luat ziua de 22 ca fiind un reper în ceea ce privește desfășurarea evenimentelor și avem inclusiv acel celebru slogan "Cine a tras în noi după 22", care este de fapt o manipulare și vă zic acum în mod deschis. Pentru că ce înseamnă cine a tras în noi după 22? Înseamnă că cineva a tras în noi înainte de 22 și după 22 nu mai știm cine a tras în noi. Ori lucrurile nu sunt deloc așa. Revoluția a fost un fenomen istoric cursiv, care a început 14, 15 Timișoara, apoi Cluj, apoi Sibiu, apoi București. Deci lucrurile s-au desfășurat într-un mod cursiv. De la bun început, adică încă înainte de 22, Nicolae Ceaușescu, Iulian Vlad, Postelnicu, Milea au implementat o anumită viziune de citire a evenimentelor care s-a concretizat în acea stare de război. Pentru că în momentul în care s-a primit acea parolă Radu cel Frumos, acea parolă Radu cel Frumos nu însemna doar o parolă de alertă în care armata pur și simplu se mobiliza, se lua muniția de război și așa mai departe. Întreaga citire a acestei parole este alertă de război în ipoteza unei invazii externe. De aceea Nicolae Ceaușescu prezintă în mod constant în toate zilele respective evenimentele de la Timișoara ca nefiind o revoltă populară, ca fiind un fel de evenimente premergătoare unei invazii. De aceea el spune tot timpul că în spatele evenimentelor de la Timișoara sunt ungurii sau rușii. De aceea securitatea, că vorbea Andrei despre faptul că securitatea trebuia să furnizeze dovezile concrete ale existenței acestor agenți. Filip Teodorescu, ajuns la Timișoara, primea aceste rapoarte din teren de la ofițeri de securitate de la trimiși între manifestanți, care erau între manifestanți și care spuneau, n-am identificat agenți străini, și Iulian Vlad presa de la București, nu se poate, trebuie să găsim agenții străini. Ce vreau să spun? Cadrul acesta al diversiunii a fost setat înainte de 22 decembrie și el a fost setat de Nicolae Ceaușescu și de Iulian Vlad, de Postelnicu și de cei din jurul lor. Deci, practic 22 decembrie nu este decât o schimbare, să spunem, imagistică a inamicului, că la fel cum revoluționarii dinainte de 22 decembrie nu erau revoluționari, ci erau agenți ai unor puteri străine sau erau împinși de niște agenți ai unor puteri străine, păi și după 22 a existat un alt inamic.
ei s-au pliat imediat pe această chestiune și au continuat să facă ceea ce făceau și înainte de 22 decembrie, doar că fără Nicolae Ceaușescu. Deci, dacă vrem să explicăm lucrurile astea la modul, cum să spun, al unor chestiuni practice, toată această doctrină de rezistență, care este, să spun, partea militară, aceste nuclee de rezistență, această teorie a rezistenței pe teritoriul vremelnic ocupat, este o parte a doctrinei de apărare a României, a luptei întregului popor. Deci, practic, ei au considerat că după 22 decembrie, după fuga lui Nicolae Ceaușescu, teritoriul ocupat. Și că ei trebuie să acționeze. Ultimele remarci, 30 de secunde, domnul Ursu, domnul Niculescu, foarte scurt. Doar să confirm această imagine a securității care a intrat în ilegalitate practic pe 22, dar au continuat aceeași luptă. Este confirmată chiar de un securist. Domnul Niculescu. Cartea pe care o avem în față este cea mai devastatoare pentru cei care proferează aberații despre Revoluție, radiografie a Revoluției, zi cu zi analizată de acești doi oameni și de Thomason. Este o carte extraordinară care îți arată cum trăim noi într-o țară pe invers. E ca și cum, cu procesul ăla al Revoluției, ca și cum ar fi câștigat Ceaușescu și securitatea. În loc de jos Ceaușescu, Ceaușescu criminal, spune Iliescu criminal, ceea ce este o aberație absolută. Și asta e cartea care demonstrează cât de fals și această o sânză de dezinformare sinistră care s-a pus în România în anii aceștia. Să ne aducem aminte, cine a făcut sloganul ăla nenorocit? Ține minte 5 cuvinte, e mai rău ca mai înainte. În aplauzele acestor oameni se face astăzi o dezinformare și am ajuns la procesul Revoluției în care Iliescu și cu Voican Voiculescu sunt acuzați de crime împotriva umanității, când crimele le-a făcut securitatea. Dar nu mai avem timp, despre nu mai avem timp și asta răstoarnă cartea asta. Vă mulțumesc și pentru cuvântul participare. Alegeri libere spuse de Iliescu, atunci s-a declanșat focul securității. Asta e cel 17 și 10, cuvântul devastator, alegeri libere. Asta o spune Mădălin Hodor, asta a descoperit-o în actele domnului Ion, procurorul militar. Vă mulțumesc, este târziu atât pentru această seară și este ultima emisiune din acest an de criptaj, așa că vă urez sărbători fericite, un an nou cu bine. Ne auzim de anul viitor, numai bine!